Dacă vreți să vă impresionați invitații de Crăciun, renunțați la porcul tradițional și puneți-le pe masă delicatese din carne de preperiță. Dincolo de gustul special, aceste preparate, sărace în grăsim, dar bogate în fier, sunt și o garanție că nu vom sta cu grija kilogramelor în plus în timpul sărbătorilor. Mirosul fripturii de preperiță i-a convins și pe câțiva oameni de afaceri români să investească în acest business aflat încă la început de drum. Și devin adulte la 5-6 săptămâni încep să facă primele ouă, bune de mâncat încep de la 8 săptămâni. La doi pași de mare, la Vadu, familia Tonea și-a ridicat cu 50% fonduri europene o fermă de prepelițe de toată frumusețea. Au început afacerea în 2009, când medicul pediatru le-a recomandat să dea copiilor ouă crude de prepeliță, pentru că astfel le-ar crește imunitatea. Nu găseam la momentul acela, erau fermele micuțe, nedezvoltate și am spus că este loc de mai bine pe piața pentru ouăle de prepeliță au pornit la drum cu 2500 de euro. S-au dezvoltat rapid, iar acum au fermă cu o capacitate de 35.000 de, de prepelițe, dar și singurul abator din țară. Investiția se ridică la 1,7 milioane de euro. Carnea care pleacă din ferma soților Tonea se vinde în magazine cu 40-45 de lei kilogramul. La mare căutare sunt și ouăle recunoscute pentru beneficiile lor. În magazin, undeva de 8 lei, o 50, cam așa. Domnul Adrian din Ocna și a pornit și el o afacere cu prepelițe, însă la scară mai mică. Scoate profit bun, în special din vânzarea ouălor care ajung la clienți pe bază de comandă cu 50 de bani bucata. Are un gust special, așa un gust uh, mai deosebit față de carnea de pasăre. Nu știu, poate spre așa ca și cum mai mâncam mai mult ficat, dar și datorită faptului că această carne de prepeliță conține mai mult fier. Într-un restaurant din Alba Iulia, prepelița este vedeta. Pentru un gust aparte e nevoie de o rețetă specială. După ce carnea e pregătită, se înnobilează cu mirodenii. Apoi e așezată în tavă și rumenită la cuptor mai bine de o oră. Prepelița la cuptor, umplută cu piept de porc și condimentată cu rozmarin, salvie și apoi la final va fi învelită în Kaiser. Carnea de prepeliță, mai săracă în grăsimi, costă aproape dublu față de cea de pui.